Da, se face și rotația și se vor întâlni toți acolo. Higuain îl omoară pe română, CJ pe Palace, CJ pe Jaxi, Harden face și acolo un frat pe Dors. 2 contra 4 în momentul ăsta și au început mult mai bine. L-a văzut acolo Harden cu Robert. Foarte bine, munci aici, face munci. Și aproape flawless. Pe român aici care intră în long. Foarte bine, Robert din casa acolo cu frag, românul și el. Trebuie să scoatem aici neapărat un dublaj. Și ce început pentru Balkan Bears aici, Harden așteaptă din spate de banană și omoară pe Dors. Doar un om rămas pentru Cita Monte Carlo Ghimi. Dar și-a spus cuvântul. Reușim acolo să... Domnul Fleci aici se da, CJ, ce frumos, i-a dat Fleci și a bazat acolo în mintă. CJ cu două fraguri. Nu s-au așteptat cei de la Balkan Bears să... să fie mai agresivi aici jucătorii de la Monte Carlo Gaming. Dar unda se mai poate face. Vede Higuain aici pe... Higuain aici pe... Jax și el cu un frag, 2 vs 3 în momentul ăsta, se poate face, Palace cu poloara acolo trebuie să facă fragul, îl ratează Palace și frag din nou pentru Higuain, ce bine a jucat-o, dar Higuain se va întâlni și cu Jax aici, Higuain. Și putem spune că această rundă... Avem 3 runde pe Tero, este foarte bine, se va întâlni Robert aici cu Higuain și cred că o să fie Robert mai bun, da, și face Robert fără îndoială acest frag, se retrage acolo, zice el pit, frag și pe Chirolin acolo în mid, se retrage și Chirolin, sperăm să luăm mai mult de 5 runde. Să avem 5 runde pe partea de Tero. Intră românul acolo prin smoke, ca un tâmpit și este omorât acolo de CJ. Doar Palace a rămas cu puloara, unul vreo jucător advers. Da, și... să vedem ce se va întâmpla și în aceste dueluri. Vede Dorzi acolo pe Jack și doboară. Mai buni, cei de la Balkan Bears cu un dublaj acolo, Palace cu două faguri. Mai este un jucător în B, Chirelino. Trebuie să ia această rundă, jucător de la Balkan Bears. Trebuie să asigure site-ul B, pericol, pentru că este și un jucător de la Monte Carlo Gaming acolo în CT. Da, Robert cu românul. Eu mor. CJ avansează aici din casă, îl prinde pe Jaxi pe picior greșit, dar trebuie să-l prinde acolo Robert și o face. Nu-l iartă Robert pentru greșeala asta. Chirelino în mid, Chirelino, îl dublează Higuain acolo pe Chirelino și ce bine au jucat și de la Monte Carlo Gaming, ce dublaj frumos, dar este românul care se duce acolo, se dă un smoke cu gap acolo, dar nu prea avea ce să facă românul acolo. Ai făcut ceva frumos, CJ aici a fost. Nu știu jucătorii celor de la Balkan Bears pe CJ aici în boost. Și Palace cu refragul acolo, foarte frumos. Suntem 1 contra 3 în momentul ăsta. Era în jucătate și Jack. Dar Homer, liniștește-te. Și vin din spate jucătorii de la Monte Carlo care l-a prins acolo pe Robert. Trebuie să fie foarte bine Harder cu frag acolo. Harder cu două fraguri, munca acolo cu un strike de 3 fraguri, a dat foarte bine molotovul și din nou rotă. Auzit Higuain aici pe Robert, să vedem dacă va lua Robert-ul. Mai bun aici Higuain, rămas în 15 HP. Din nou Robert, ia doi la Dorzi. S-a dat un flash, nu îl verifică, acolo, dar Harder mai atent puțin și îl omoară pe Dorzi acolo, pe ultima 100 de metri. Stau și păstrează utilitățile, de ce de la Monte Carlo Game pe final, pe Jaxi, vine pe la spate Higuain, îl omoară pe Palace și rămâne doar Harder în 16 HP. Și omoră Harder aici, domnul a dat flash, Robert, frag acolo, îl vede la flash Robert, dar nu face fraguri, cu două fraguri acolo, n-a mai avut. Cine să-l dubleze pe Robert acolo și pe românul? Doar în 13 HP. CJ, din nou care avansează aici și îl omoară pe Harder. Pare că asta e prima parte a hărții. Cred că mergem pe 10 la 5, rămâne doar Palace. Palace aici. Palace pe la spatele lor. Palace! Oh! Ce flic face Chirelin acolo și îl omoară cu Robert. Jax i-a avansat acolo în casă, Palace cu un frag acolo, Palace trebuie să mai găsească acolo încă un frag, Palace cu 2-3 fraguri, Palace cu 3 fraguri acolo, se ascunde după stâlp și Palace îl omoară cu puține emoții la Filipe. La timp 66 pentru 2 jucători de la Monte Carlo Gaming, Dorzi cu un frag pe Robert acolo,
Pericol aici, a rămas doar românul. În site-ul B, românul trebuie să facă ceva aici. Românul omoară în molotov pe munc. Hai române, să dăți munc în CTN, că nu au venit cei de la Balcanbers. Românul într-o situație foarte periculoasă aici. Și este omorât de Dorzi. Au site-ul B în momentul ăsta cei de la Balcanbers. Și cu un frag luat prin smoke acolo pe Pala și Pericol pentru cei de la Balcanbers. Jackson smoke. Omorât acolo. Te pumer sub chipeșul pentru membru. Jackson cu un frag. Harder și cu un frag. Se poate lua runda. Rămâne doar CJ. Încă este timp. Se dă un smoke acolo de CJ. Hai Jaxi, hai Jaxi. Și se ia runda cu mare emoție aici de cei de la Balcanbers. Mersi mult. Acolo Dorzi, românul și refrag acolo în banană. Site-ul pe rămâne gol, trebuie să se facă acum rotația de către cei de la Jaxi, trebuie să-și aștepte jucătorii munc. Poziție mai bună aici pentru munc și l-omoară pe Jaxi. Palaș cu Harder rămas și în viață. Să vedem dacă vor face ceva. Cred că va mai verifica o singură dată Palaș și trebuie să facă fragul. Palaș cu frag aici, foarte frumos, se retrage Palaș. Dar are un jucător pe la spate, nu s-a așteptat Palaș. Acolo Chirilinu l-omoară pe Palaș și rămâne doar Harder în momentul ăsta. 1 vs 3 cu Esu. Sunt situații pe care nu le-am mai văzut. Ținea foarte bine Robert cu românul banal. Se face rotația, mai vine și una către site-ul B. Da, dar vor intra acolo cei de la... Robert! L-omoară acolo pe Higuain. Și trebuie să facă fragurile din B, dar nu reușesc. Sunt doborât și doi jucători Harder cu Jackson acolo din B. Robert pe la spate, Robert, cum că un frag pe Dorzi. Trei jucători rămași de la Monte Carlo și... Pe Dorzi, Robert, de fapt, da? Bă, rămas în 74, așa, Robert, de fapt, acolo. Este omorât, românul la fel... dar este cu Jaxi acolo. Nu cred că vor ști că sunt doi jucători în banană în momentul ăsta. Trebuie să facă ceva cei doi jucători. Jaxi cu românul. Românul cu frate acolo. Românul vine la dublat Jaxi. Foarte bine Jaxi acolo cu două fraguri făcute de Jaxi. 3 Harder a făcut și la aici pe Higuain. Și pare că runda merge. Merge pentru noi aici. Rămas doar CJ. 100 HP și îl bat acolo pe Jaxi. Site-ul pe rămâne gol în momentul ăsta. Da, Harder se duce către banană și l-omor acolo pe CJ, Doamne ajută. Un molotov pe românul care trebuie să-l dea românul acum. Robert cu românul acolo, două fraguri foarte importante. Era în flash acolo Robert, dar a reușit până la urmă să facă fragul. De data asta ne-a mișcat mai bine pe site-ul B. Și se dau smoke-urile foarte frumoase acolo, românul l-omoară prin smoke pe Dorzi. Robert cu încă un frag în smoke acolo. De data asta pare că lucrurile au mers mai bine pe... Și românul cu Robert. Bună. O, oh, ce e molotov, da, acolo a copac Robert cu românul și l-o moară acolo pe Dorzi. E început foarte bună boost acolo. În casă, Jaxi trebuie să-l facă fragul și-l face. Vine și Robert din spate, Harder cu un nou frag acolo. Și pare că arătăm bine în momentul ăsta. Pare că runda merge. Bun, ce aici, cu un frag pe Robert. Pericol aici, dar Harder cu două fraguri. Era pericol dacă era omor. Acum ar trebui să vedeți. Robert frag pe Dorzi acolo în banană, foarte bine. Jaxi suit aici, un boost pe middle, dar se retrag jucătorii de la Monte Carlo. Jaxi îl prinde pe CJ acolo și arată bine lucrurile pentru Balcanbers în momentul ăsta. Robert cu Jaxi au făcut fraguri acolo, rămân doar doi jucători în banană. Trebuie să-i batem aici, Palaș cu un frag. Lino cu un frag, Robert îl lasă 9 HP și trebuie să-l omorâm acolo. Românul, 13 la 13 și acum sunt fragurile. Românul cu un flash la pull, trebuie să se bată să-l ajute acolo. Românul pe Robert, românul cu Robert, românul din nou cu două fraguri acolo. Rămân doar doi jucători, ce bine s-au duplat acolo românul cu Robert. Rămâne doar românul aici, românul, cu încă un frag, românul și Jaxi. 14 la 13 în momentul ăsta și HP. Cred că se intră la B aici. Românu cu frag îl dublează acolo pe Robert. Și foarte Palaș cu frag acolo prin perete. Frumos Palaș cu două fraguri în arcadă și rămân doar doi jucători. Pare că merge spre match point. Monte Carlo Gaming intră în pool acolo. Dorzi care se întâlnește cu Robert ascuns cu românul. Rămas doar un jucător, Chirilino cu Polaru. Și cred că va fugi acolo, va ține de Polar. Trebuie să ducă jucătorii de la Balcanbers să-l prindă pe Chirilino. Și match point pentru... pe Higuain. Ce Robert aici? Lângă și...
Chiar dacă a făcut frac Higuain acolo, atent Palaș din bibliotecă, a făcut frac pe el, Harder în casă și cred că asta este, ne-a plăcut, ne-a plecat, autodirectorul și victorie pentru Balkan Bears. Avem prima hartă din ce... Dați o subscribe, o stresul acolo, nu se gândesc la voi când fac live-uri cu păcănele, dați, bă, terminați-mă, frate, mă, cu tâmpenile astea, mă. Fiecare face ce vrea pe YouTube, rămâneți, e alegerea omului, mă, la cine se uită. Că nu e obligat ăla, dacă face colo... Doamne, ferește. Nu fiți nebun, mă. Nu veniți cu hateri la mine, că nu-mi place, nu mi-a plăcut niciodată. Pare că au început mai bine aici cei de la Monte Carlo Gaming și... 1-0. Felix RL cu un euro, mâncăm bine azi chat, 40 de membri. Păi, dacă cu donațiile nu mai merg, Felixe, la revedere. Băgă și meu, cate și pula ta, uciulama. Onyx, mersi încă o dată, bro, te pup și îți mulțumesc mult din suflet. Eu nu, n-aș face niciodată, nu m-ați văzut cu goluri mari. Nu vreau să vorbesc de alții, asta nu înseamnă că colo și stresul sunt... Plus că stresul are... Are o echipă de condus, are nevoie de bani să conduc o echipă, sunt salarii foarte mari de plătit acolo, nu știu dacă e bine să judecați. Să plătesc foarte mari salariile la All-Stars, bro, pe lună, așa. Are nevoie de luat de bani. Onyxe, mai dat încă 10 membri, mă, cava și pula, bă, 49 de membri! Na! Mai uitați! Stai, Onyx, că și-a mai luat cineva un membru aici, trebuie să citești lui mama, deci nu mai știu să umbră, am laptopul aici, am ies din joc, sunt prost rău de tot. George Adam, bun venit la Kangur, nivel level 2, mersi mult, George. Pentru Monte Carlo Gaming și dacă o pierde foarte, trebuie ne bag iară nou cu Higline, îl omor acolo, Harder, Jaxi, pare că a contribuit la fragul Harder. Foarte bine, Robert acolo, avansează și îl omoară la baloane pe CJ. Trebuie să ne revenim, băieți. Dar se duc Monte Carlo Gaming spre site-ul B, acolo unde este Robert. Foarte bine, Robert, cum frag. Hai, Robert! Robert, cât pe ce să moare plantul acolo prin smog. Robert! Cu două fraguri, cu polarul nebun acest Robert. Cu toate armele posibile. Robert! Cu încă un frag. E nenorocire ce face Robert. Robert, dacă va face și acest frag, e nenorocire. Acolo unde este Palaș. Palaș nu l-a văzut. A scos acolo pe ceilalți jucători. Palaș trebuie să facă. Îl vede. Și ce rundă face Robert acolo. Ce rundă face Robert. Haide. Pa. Antonia vrea să mă fac o consti în seara asta. Cavaș gura, bă, vezi că sunt, zici că sunt ghepar la față. Din nou intră cei mai, intră mai bine cei de la Monte Carlo Gaming înspre site-ul B, acolo unde este Palaș, Palaș cu un frag, ai Palaș, Palaș încercă un flic acolo, Palaș, vine Robert din spate, Robert cu Palaș, trebuie să facă această rundă, Robert, îl omoară acolo pe tămung, rămâne CJ, Robert! Cu două fraguri și Palaș contribuie. Oboare Robert, dar nu știe că... Ba da, Robert! Cu încă un frag acolo, Robert! Monstru Robert pe harta asta, Jackson și el cu două fraguri. Pare că lucrurile au început să curgă mai bine pentru Balkan Bears. Dacă lucrurile au început prost, am început să revenim. Robert e monstru pe harta asta din câte ne arată. Pe acolo, poate făceam vreun kill și nebunul ăsta. Mâini de capră și ăsta e nebun rău de tot. Te pup, Nicușor, te pup. Hai să vede Robert. Robert cu un frag aici. Robert cu două fraguri. Robert, invincibil. Robert pe overpass. Trei fraguri la rând. Robert, CJ încearcă să vină acolo pe control. Overpass. Se vede Dorzi acolo pe Palaș. Duel acolo, rămas în 21 HP. Ce frumos se dă info. Și Robert cu polarul. Robert, efectiv, nebunie. Efectiv, joacă cu toate armele Robert ăsta. Și ne arată că totul e posibil. Oh! Ce fac, frate, Dorzi acolo pe Jaxi, ce tap! Efectiv! Ce frag face Dorzi pe Jaxi. Salutul cu Robert, da, bineînțeles că te pot... Higuain aici, ce la Monte Carlo, au site-ul B. Foarte bine, Higuain acolo l-o moară. Hai să vedem pe Palaș, Palaș. Robert, foarte bine! Robert cu Jaxi!
ce putea să facă Robert acolo, dar a fost prins de jucătorul CJ. Monk acolo vine pe la spate și l-o moare pe Palace și 6 la 6. Nu știe Monk, se bagă prin Monk, Monk îl omoară pe Palace acolo, dar nu știe că este și Robert băgat și asta îl va ajuta foarte mult pe Robert. Robert, un frag pentru Robert aici. Robert iese din conector și l-o moară și pe Dorzi. Ce face Robert acolo? Rămâne dar ia din nou site-ul B. Robert vine pe la spate și l-o moare pe Chilorino. Ce face Robert? Ce face Robert meciul ăsta, fraților? Efectiv, monstru Robert. Uitați-vă ce face Robert. Nu vrea să moară, efectiv. A dus Robert acolo să ia Polaro și îl omoară Jackson. La baloane acolo, acolo de CJ și cred că îl va întâlni aici Palace, da, și face fragul. Nu ezită, a avansat acolo Robert spre bază Tero, pe la spatele lor. Cred că se va întâlni aici Robert cu Chilorino. Cred că l-a auzit Robert pe Chilorino. Dar mai bun Chilorino pe tras aici cumva și îl omoară pe Robert. 4 versus 3 în momentul ăsta. 4 versus 3 în momentul ăsta. Greșisem, dar acum s-a făcut 4 versus 3. Harder avansează foarte bine aici. Harder trebuie să verifice în dreapta. Harder nu o face și Dorzi este mult mai atent. Jaxi cu refrag acolo pe Monk și este 2 versus 3 în momentul ăsta. Trebuie să facă Jaxi ceva acolo, dar nu face și rămâne doar omul în AK-47. Auzit acolo de Chilorino. Oh, românul ce frag face prin smoke acolo. Românul efectiv monstru. Dă un molotov. Românul nu se lasă ușor. Iguainul știe acolo la gunoaie și-l omoară. Dar ce frag face. Seara bună, Alexandri, te pup. Deci puțin lăsit sunt. Da, Iguainul omoară aici pe românul prin smoke. S-a băgat românul acolo. Băgăcios el. Are niște tente din astea românul, dar a furat pantalon, dar să băga el așa. Să-și bage el privirea printre toate chestiile. Din nou, cei de la Monte Carlo Gaming și-au dat seama că pușăm foarte mult și stau 5-7 pentru Harder. Da, exact cum spuneam, Dorzi, cum confrag acolo pe Harder. B-ul, site-ul B este gol, doar un jucător de la Balcambers în varianta respectiv, Robert. Acolo, Robert confrag, dar vine Chilorino acolo. Și taie efectiv elanul lui Robert. Și 8 la 7. Prima jumătate. Salut, imogenitor, mă zi în Belgia, succes cu ceea ce face în continuare. Te pop, DJ Kill. Te pop, mersi mult. Bă, te aude sorba de 7 ani. Păi ne-am ce cota copii de 7 ani la mine pe la Ebru. Robert, Robert. A încercat acolo și al doilea flag. Robert este esențial la această rundă. Dar pare că merge în detrimentul celor de la Monte Carlo Gaming. Pala și încearcă să ferește acolo, face un frag. Dar runda merge pentru cei de la ușă cu o pungă cărată unui domn în scara de bloc. Mă refer la lucruri simple, lucrurile simple întotdeauna sunt mărețe în ochii altora. Să ajuți un bătrân, să ajuți oamenii buni, bro. Asta trebuie în viață. Comentați și noi meciul ăsta. Cu Harder nu știe că CJ așteaptă acolo. CJ rămas fără gloanțe. CJ acolo, românul putea să facă fragul acolo, dar CJ rămas pe poziție și acum doar sunt așa, gen pe linie. Doar sunt eu cu voi. Oh, ce face Monk acolo, unde trage Monk. Îl smuc și de la Balcambers pe harta de overpass. Dar pala și l-omor acolo, flashuit pe Monk. Nu. Lucrurile nu arată atât de bine pentru Balcambers pe overpass. Dar era de așteptat. Robert cu românul reduc din diferență și moare acolo românul. Rămâne doar Robert. 1 versus 2. L-am văzut pe Robert. Care vine Chilorino și dublează. 1 versus 2. Robert acolo. Robert! Cât pe ce? Mulțumesc mult pentru abonare. Chilorino cu CJ au jucat exact cum am jucat noi, dar pare că au jucat mai bine decât noi pe partea de Tero și acum mai vedem pe Counter, pe Tero. Iguain acolo cu frag, refrag acolo pentru Monk. 14 la 7. Cred că de unde dracu ieșiți, mă? Nu cred că asta contează în viață. Harder, barca mea este un pic mai
Nu, e gata. Nu, cred că mai poate să-și revine. Se vede diferența aici între echipe pe overpass. Se vede că sunt mai pregătiți și la Tavern Gaming. Doar Jaxi nu se lasă pe gubași. Omor acolo pe Dors. 1 vs 2 Jaxi. Hai că se poate Jaxi. Ținut acolo cu poralul de Chirilino acolo Jaxi. Dar... că ne concep 1-0 la hărți. Asta înseamnă că va fi egalitate. Chirilino acolo. Uai, ce faci? Fage până smoke, Chirilino. Două fraguri prin smoke acolo pentru Chirilino. Monstru. Monstru. Trebuie să recunoaște că sunt mai buni. Uai, Chirilino cu nou frag. Chirilino. 4 fraguri pentru Chirilino și match point și victorie pentru către site-ul în palat acolo unde este românul și l-omoară pe Higuain și un jucător de la Balkan Bears în mid acolo. Foarte frumos pala și l-omoară acolo junglă pe Chirilino. Și pare că se vor către site-ul A acolo unde este beta, stai că nu știu cine e ăla, cred că e trebuie să bag sanitize mute ăla. Românul și el cu încă un frag, 2 vs 2 în momentul ăsta, românul cu încă un frag, mai au un jucător în CT acolo unde l-a văzut românul, trebuie să luăm unul de asta, ascuns în CT CJ aici, CJ 1 contra 2, CJ, nu trebuie să ne bălbăim aici, românul, ce impact a avut românul în această rundă, 4 acord pentru Balcabel și poloar pentru Chirilino aici, care îl omoară prin flash pe harder, avem pulare cu rectorul Jaxi și cu Robert. Vor face pic în același timp. Dorzi îl omoară acolo pe Robert. Dorzi, duel cu Jaxi. Bine munci acolo în Juli și îl omoară. Ce frumos s-au dublat acești jucători acolo. Rămâne doar Pala și cu Română. Insta MNT Ionuț. Mersi mult pentru donație, Bruce. Mulțumesc mult din suflet. Revin cu like-ul după live, da? Mersi mult de tot pentru donație. Mulțumesc mult din suflet. Bruce. Rămâne doar Pala și în 74 HP. Și ține de acel poral. Până atunci îl vedem pe Chirilino care este acolo. Conectorul, Dorzi avansat, îl bate pe românul din palat. Robert! S-a schimbat acolo focusul și vedem frag pe Robert. Higuain cu un frag acolo pe Robert. Munci, face și el un frag. Și CJ care era ascuns, îl omoară acolo pe Palaș. Rămâne doar Harder. Da. CJ. Pala și deja știe că ține la mașină, Harder îl omoară pe Dorzi acolo în junglă foarte bine, smoke de la Jaxi, găsim pe ceilalți jucători să omorăm, Chirilino retras acolo în kitchen, îl omoară pe Harder în junglă, 4 la 4 în momentul ăsta și pare că jucătorii de la Balkan se duc către site-ul pe acolo unde CJ urca la bench, îl omoară pe Pala și se va face intrarea, 2 jucători de la Monte Carlo acum în site-ul B. Remene cu românul cu refragul acolo CJ, munci și el și Chirilino din kitchen. Cât aproape Harder să-l omoare acolo, rămas în 13 HP. Boost aici pentru cei de la Monte Carlo care parcă sunt mai ok pe partea de CT în vine acolo pe Munk. Dar din păcate îl bate pe Harder Munk. Da. Ia să vedem aici bătălia dintre Chirilino și Palaș. Îl vede Chirilino pe Palaș, îl bate smoc. Chirilino de nou, e monstru bă Chirilino. Mamă ce face Chirilino ăsta. Trebuie să-l oprim pe Chirilino ăsta, cumva. Harder atent acolo, omoare pe Dorzi care avansează în mid, da? Că ne-a creat superioritate în momentul ăsta. CJ din nou, acel clasic stat în default acolo pe bench. Omoară Robert și... lasă că dai eu cu el meu lung lui Chirilino să nu mai poată juca. Antonio Coilon cu un euro cu tot cu taxe, te în gură de nebun Antonio. Ce face românul aici frumos. Ei, asta e rondă jucată foarte frumoasă de... ce dracu se întâmplă măi om bun că mă o secundă m-am uitat în stânga și omorâse Higuaină. Băi e monstru ăsta mă, e monstru Chirilino ăsta în conector acolo, cât de bine poate să-l țină.
Robert, l-aud acolo pe Dorzi și l-omoară, Robert! Chirolino cu fragul acolo din connector. Munc, care ține aici foarte bine jungla. Băi, nene, ce bine țin ăștia. Ce om normal nu bea dacă e bărbat? Dacă e un bărbat să nu bea la niciun. 9 la 4 măcar, 10 la 5 să terminăm pe această parte. Chirolino cu un confrag acolo în rampă pe harder. Vor ieși jucătorii de la Balkan Bears prea devreme. Jack se ieși din palat acolo, omorât de Dorzi. Românu cu pala și cu două fraguri acolo foarte frumoase. Românu, de fapt Robert omorât acolo de Dorzi. Rămâne doar Românu cu pala și Românu cu frag pe munc. Îți dă un smoke foarte bine. Nu stă pe bătaie, vine o grenadă de la Dorzi. Palaș, frag acolo, Palaș cu două fraguri, foarte bine, Palaș ia runda. Se strâng cei de la Balkan Bears în rampă, Robert scoate foarte bine la pe Robert cu două fraguri, are site-ul pe momentul ăsta, dar a venit în din short, wow, ce noscop de acolo, Palaș. Și runda arată bine către cei de la Balkan Bears, Dors cu Chirolino, reduc din avantaj. Harder cu două fraguri, cât pe ce să facem un succes. Trei oameni NCT de la Balkan Bears și 5 și 4 de la Monte Carlo. Ce se întâmplă aici? Cei de la Monte Carlo efectiv monștri. Robert cu un frag, Robert cu două fraguri. Of, ce rundă fac cei de la Monte Carlo. Mamă. Sebi Nemțescu, unchiul meu a dat cu toporul în mașina ta la Caraca, l-a spus să vii să ții vopseaua de pe topor. Glumețule Sebi Nemțescu, sau cum morții mătii te cheamă. Dacă eu depuneam plângere, așa a zis unchiul ăsta, era la pușcărie. Dar eu cum sunt băiat educat de mama și de tata, educat și om mai aparte, n-am depus plângere pentru închitul să nu intre la pușcărie. Așa că dă-te-n morții, mă, de aici de balustradă pișat. Băga-mea și pună toți morții voștri de șmecheri, de căcat. Să-i mulțumesc că îmi pula mea dacă... Lasă-l că a fost prost, îi iert. Și după aia apare un prost ăsta pe cea, doamne, că era unchiul, că nu știu ce. Păi care e mai șmecherie? Cu aia ziua de azi? Nu să fii un om simplu la casa ta, să ai o femeie, să ai un copil, să stai liniștit, să ai o casă. Asta înseamnă cu aia să fii șmecher. Nu că te duci și dai cu topoare în mașini. Ce pula mea șmecherie ești dacă toată viața ți-o petreci în pușcărie? O singură viață și tu jumate de viață o petreci în pușcărie. Nimic n-ați învățat. Sunteți mai proști. Mai proști. Uite bă ce face CG ăsta. Din nou Chirolino cu frag acolo pe Jaxi, Dorzi îl omoară pe Robert. Palaș cu refrag acolo pe Dorzi, foarte bine. 3 vs 4 în momentul ăsta, va intra lui Palaș din short acolo, mai bun Palaș aici, l-aude și pe CJ. Palaș cât pe ce să facă, o nebunie și o face Palaș acolo. A salvat Palaș aici, aronda, dar știe Higlain. Rămâne Higlain 1 vs 2. Harder, e în dreapta ta, Hardere. Așteaptă-ți omul. Harder! Era cât pe ce să o facă și o face. Palaș a făcut foarte bine treaba aici la site-ul B. Și wow, ce intrare au cei de la Monte Carlo Gaming, dar românul acolo oprește din acest avans. 2 vs 3 în momentul ăsta și pericol. Trebuie Palaș cu Jaxi, Palaș cu Robert să ia această rundă. Pericol acolo, latează Chirolino. Robert, 1 vs 2. Vă mulțumesc mult pentru abonări, frate, mă ajută extraordinar de mult să crești și noi canalul ăsta, vă pup. Jaxi acolo cu frag pe Dorzi, am încercat să spamez acel smoke. CJ cu spamul acela, pătre Jaxi, în tichete, harder, foarte bine cu fragul acolo, trebuia să-l dubleze Stersul. O face Jaxi acolo, dar omoară din palat Higuain. 3 vs 2, hai mă că se poate să ne revenim. Am mai văzut meciul care alea venit de genul. Jaxi și Palaș duc scorul la 5. Higuain acolo
frag pe harder, românul cu refrag acolo pe, pe Higlain. Chirolino îl vede acolo în conector pe Jaxi și îl bate 3 vs 4 în momentul ăsta. Și pare că ronda arată mai bine pentru Monte Carlo Gaming. Din nou Dorzi cu frag pe Robert în short. Românul omoară acolo pe CJ, dar se pare că jucătorii celor de la... Cred că se pune palaș pe defuse aici, trebuie să-l ajute. Românul și...